Prea curioasă, Părinte Nicar, prea cucernici și prea curioși părinți, prea curioase maici, domnule primar, domnilor și domnilor, dragi prieteni, Hristos a înviat! Manifestarea de astăzi stă sub semnul manifestărilor dedicate zilelor municipiului Roman, ediția 10-a, și zilelor dedicate episcopului Melchisedec Ștefănescu. Melchisedec Ștefănescu, ilustru episcop Melchisedec Ștefănescu, un militant pentru unirea principatelor române. Sărbătorim anul acesta 160 de ani de la Mica Unire, o unire care a fost deloc mică, cu o importanță covârșitoare în istoria României. Melchisedec Ștefănescu, membru ales în Milan la foc, a sprijinit reformele domnitorului Alexandru Acuza, a militat pentru independența de stat a României, a militat pentru autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, cu multă demnitate și susință duhovnicească, a păstorit trei eparhii, Huș, Dunărea de Jos și Roma. Așa cum spunea istoricul Constantin Cerniculescu, pe adevărații oameni mari îi înalță bogăția minților, modestia, bunătatea inimii și tezaurul virtuților. Acesta a fost episcopul Melchisedec Ștefănescu, un episcop academician care a rămas în memoria Bisericii Ortodoxe Române. Pentru toate acestea și multe altele, am invitat astăzi alături de noi trei conferențiari. O să vă spun câteva lucruri și despre domniile lor, dar, așa cum vă spuneam, o manifestare sub semnul zilelor municipiului Roman. Este momentul să dăm salutul domnului primar. Vă rog, domnule primar. Hristos a înviat! Și eu vă mulțumesc pentru invitația, așa cum a spus și domnișoara director. Ne aflăm deja la începutul sărbătorilor zilelor municipiului Roman și așa cum se cuvine la fiecare început de drum, la fel cum plecăm într-o delegație, plecăm la drum undeva mai departe, pornim cu un Doamne ajută. La fel și la zilele municipiului pornim punând pe primul loc credința, latura spirituală, dedicăm aceste zile episcopului Melchisedec Ștefănescu, care a marcat într-o manieră personală, dar și autentică destinele municipiului Roman. Ca drept dovadă, el a și fost declarat cetățean de onoare al municipiului Roman și mai mult decât atât, joi vom inaugura și piațeta care îi poartă numele, pentru că așa cum v-am obișnuit, punem în aplicare o hotărâre mai veche de Consiliul Local, prin care mai multe piațete din Roman au primit numele unor personalități care au marcat municipiul Roman. Episcopul Melchisedec Ștefănescu este unul dintre cei care a marcat de o manieră absolut impresionantă municipiul Roman și vom dezveli și această plachetă. În rest, pe mai departe, vă așteptăm la toate evenimentele pe care Primăria Municipiului Roman le-a pregătit pentru dumneavoastră. Manifestări care se încredesc între credință, educație, știință și, bineînțeles, și o vizită din străinătate. Pentru prima dată, Municipiul Roman s-a înfrățit cu o localitate din Franța și ne bucurăm pentru acest lucru. O delegație din orașul Monson este deja venită Roman, drept pentru care nici nu voi participa foarte mult la acest eveniment al dumneavoastră, trebuind să merg să-i întâmpin, dar sunt convins că veți avea un eveniment reușit și, așa cum vă spuneam, ne vedem pe parcursul acestei săptămâni pentru
a sărbătorit împreună, așa cum se cuvine, zilele municipiului Roma. Vă mulțumesc! Continuare, moderatorul conferinței de astăzi va fi domnul Valentin Băltoi, consilierul cultural al Arhiepiscopiei din Comunul și Bartolului. Stimate doamnă director, preacucenici și preacuvioși părinți, onorat auditoriu, Hristos a înviat. Cea de-a doua jumătate a lunii mai ocupă un loc major în inimile romașcanilor, pentru că în această perioadă, în cetatea Mușatină se desfășoară numeroase activități dedicate zilelor municipiului roman, dar și pentru faptul că este comemorată personalitatea unui ierarh care a dat identitatea activității ecleziastice și culturale din această zonă a Moldovei, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Stimați invitați, începând cu anul 2000, la inițiativa Înaltă Sfințitului Părinte Ioachim, au debutat o serie de manifestări culturale religioase cunoscute sub denumirea generică de Zilele Episcop Melchisedec Ștefănescu și care nu exprimă altceva decât forma concretă în care Episcopia Romanului și Bacăului înțelege să-și arate recunoștința față de patrimoniul spiritual pe care acest ierarh nepereche l-a lăsat moștenire mușatinilor. Anual, Centrul Eparhial de la Roman desfășoară în perioada 13-16 mai numeroase manifestări culturale religioase care evidențiază diverse aspecte ale vieții și activității ilustrului ierarh, fără ca prin aceasta să se epuizeze universul preocupărilor sale. Acest lucru reliefiază faptul că gândirea lui Melchisedec este actuală și de asemenea arată faptul că a fost un ierarh vizionar. Rezonând cu inițiativa Patriarhiei Române de a stabili o tematică a activităților în conformitate cu anii comemorativi și omagiali, Eparhia noastră identifică anual noi direcții de abordare a Universului Melchisedechian. Anul acesta, numit de Patriarhia Română Anul Omagial al Statului Românesc, al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari, tema abordată în cadrul celei de-a 19-a ediții a Zilelor Episcop Melchisedec Ștefănescu, se intitulează generic Episcopul Melchisedec și Satul Românesc, încercându-se prin aceasta recuperarea imaginii satului din timpul ierarhului Melchisedec, preocupările clerului, școala satului sau deprinderea ceditului de către fiii neamului. Onorată asistență! Pentru evenimentul de astăzi, desfășurat în Templul Culturii Romașcane, unde elita intelectualității degustă din fructul cunoașterii și totodată devine izvor al cunoștinței pentru cei însetați, Centrul Eparhial propune susținerea a trei comunicări care să surprindă diferite aspecte din viața satului românesc în care a trăit Melchisedec și preoțimea din timpul său, despre vocația slujirii lui Dumnezeu în familiile preoțești de secolul XIX, dar și despre preocupările cotidiene ale preotului, în afara perimetrului locașului de cult, în spațiul în care, asemenea țăranilor, el trebuia să-și organizeze și întrețină gospodăria. Comunitatea din satul românesc a avut în mijlocul vieții ei spirituale biserica și rugăciunea. Marile evenimente din viața omului, nașterea, căsătoria și moartea, aveau în miezul lor prezența lui Dumnezeu, iar cărțile de cult, Evanghelia, ceaslovul, psaltirea, erau purtătoare de sfințenie. În acest univers, preotul nu îndeplinea doar rolul de rugător și mijlocitor în duminii și sărbători, ci era și învățător, părinte, gospodar, medic sau sfătuitor. Acest lucru poate fi lesne neînțeles din însemnările de pe marginea cărților de ritual, pe care preoții le-au lăsat posterității ca niște fărâme de gând ce poartă în ele realitatea imediată, secvențe de imagini ale satului imortalizate pe cărți de rugăciune, din dorința de a arăta că viața cotidiană țăranului și viața bisericii sunt împletite într-un tot unitar. Pentru a ne vorbi despre aceste însemnări, avem în mijlocul nostru pe Părintele Nicolae Burjui, care este cunoscut romașcanilor mai ales pentru faptul că a îndeplinit misiunea de profesor și director al Liceului Teologic Episcop Melchisedec, iar băcăoanilor pentru faptul că este preot paroc la Catedrala Înălțarea Domnului din Bacău. Pe lângă acestea, ceea ce îl caracterizează poate cel mai mult este munca de cercetare și pasiunea pentru istorie și fenomenul religios, concretizate în studiile doctorale finalizate cu tema dedicată episcopului Grigorie Leu de la Huși, dar și prin articolele și cercetările publicate de-a lungul timpului. De asemenea, Părintele Nicolae este coautor la volumul Melchisedec Ștefănescu Calea spre Sfințenie, lansat anul trecut, tot aici, cu prilejul Zilelor Episcop Melchisedec Ștefănescu, ediția a 18-a. Așadar,
Invităm pe Părintele Nicolae să ne împărtășească din cercetările efectuate de Sfinția sa pe baza însemnărilor de pe cărțile de cult. Onorate gazde, distinți auditoriu, și acum să rosti Părintele în introducere referatul meu, care nu este foarte lung. Se încadrează în tematica enunțată de Patriarhia Română, de Sfântul Sinod, și în egală măsură și reflectă o mică cinstire adusă memoriei și preocupărilor ilustrului episcop Melchisedec Ștefănescu. Noi de acum încercăm să ne obișnuim să spunem și Sfântului episcop Melchisedec Ștefănescu, pentru că el, în laborioasa sa operă istorică, liturgică, canonică, didactică și tot ceea ce a creat prin darul minții dat lui de Dumnezeu, a avut și preocupări privind trecutul Bisericii, reflectat în pisanii, în scrisuri, în fel de fel de însemnări care unele s-au pierdut, altele au fost salvate. De aceea, una din lucrările lui se numește Notițe și însemnări de la câteva mănăstiri și biserici din Moldova și din Bucovina. Deci am gândit ca o formă de cinstire a memoriei și a preocupărilor sale, pentru a nu merge spre zona vorbirii despre viața și învățuirile sale, care deja sunt în mare măsură cunoscute. Pe această linie urmând, mi-am propus să valorific acest material bogat și insuficient cunoscut despre reflecția vieții sub toate aspectele ei în însemnările din cărțile de cult și nu numai în cărțile de cult, în cărțile religioase în general. De aceea să-mi permite să dau curs citirii acestui, expunerii acestui material, care încearcă să aducă în actualitate, fără a fi prea greu aceasta, pentru că mesajele pe care le vom prezenta, ele însele sunt vii și ne ajută pe noi să le percepem ca atare, fără un efort deosebit. Dar viața istorică a satului românesc a fost reflectată sub diferite forme. Forma, după, din punct de vedere etnografic, arheologic, administrativ, economic, ne propunem însă, într-un scurt referat, o prezentare aparte, cea a informațiilor cuprinse în însemnările din cărțile de cult, care exprimă într-un mod aparte sufletul, simțirea și trăirile diverse ale oamenilor, ca adevărate mărturii despre credința și ancorarea lor în valorile perene ce conduc spre veșnicie. Drept bază, într-o spicuire succintă și tematică, ne-am folosit de catalogul cărților vechi din patrimoniul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, biblioteca plus depozitul încă neexploatat integral de la Mănăstirea Bogdana, și este meritul reputatului specialist Doru Mihăiescu, rumașcan de-al nostru de aici, care, beneficiind de susținerea conducerii Eparhiei Romanului, a tipărit sub egida Academiei Române un volum valoros despre cartea românească din aceste ținuturi, cu toată acrivia și competența pretinsă de un asemenea demers. Pentru a da cursivitate și expresivitate referatului nostru, ne propunem în câteva pagini să punctăm doar aspecte de viață, diverse și cuprinzătoare, care au relevanță și pentru mărturia, credința și trăirile noastre în contemporaneitate. Din însemnări mai mult sau mai puțin lapidare, pe margini de carte sau în spațiile libere ale paginii tipărite, transpare sufletul, simțirea și chipul înaintașilor noștri. Deși foloseau o limbă slavonă sau o grafie chirilică, ce nu mai sunt în uz astăzi, aceste înscrisuri nu sunt deloc moarte. Ele pulsează încă viu în conștiința noastră, trezind nostalgii duioase, emoții și provocând cugetări cucernice ziditoare de suflet. Se spune adeseori că românul este frate cu codrul, înțelegând sintagma ca o încadrare a cadrului natural și geografic în viața sa. Dar acest adevăr este valabil nu numai sub aspectul protecției oferite de păduri în fața pericolelor de tot felul, ci și în acela al utilităților, în cazul de față, al oferirii de materie primă din care s-a fabricat hârtia, pe care ulterior s-a tipărit textul și s-au făcut consemnările despre care vom vorbi.
Așadar, o minunată și subtilă înfrățire, viața lemnului transformată în hârtie, devenită viața sufletelor oglindite în cuvintele scrise. Incontestabil, românii au iubit cartea, fie ea manuscris sau tipărită. Ea nu a fost monopol doar a celor învățați, clerici sau mireni, ci și a celor care se ocupau mai puțin cu cartea, pe care însă o respectau până la venerații. De aceea, aceste însemnări au tematici diferite, funcție de trăirile și stările sociale și sentimentele celor care veneau în diferite conjuncturi în tangență cu cartea. Așa se explică grija față de carte, eforturile mari personale sau de grup pentru procurarea ei, pentru dreptul de proprietate asupra ei, pentru păstrarea ei nealterată fizic și transmiterea peste generații, iată, până la noi. Pe o Evanghelie din anul 1762, preotul Mardar Calistrat, relatând cumpărarea ei de la un preot sârb, cere cititorului să o ocrotească prin vitregiile războaielor, spunând: iar de s-ar întâmpla să o fure sau să o găsească cineva și citind aceste scrisori n-ar colăghiu, de la cuvântul a colibi, colibă, adică a adăposti, n-ar ocroti-o, adică ce-ar tăgădui-o, acela să primească certarea lui Dumnezeu. Aceeași idee a protejării cărții pentru rostul ei firesc o vedem și într-o însemnare de pe un antologion de la Râbnic din anul 1745, care aparținea bisericii din Sofrăcești, aici, Neamț, cu hramul Sfântul Nicolae, oferită de creștinul Costache Vleagă. Și el spune acest om, acest sătean, acest om simplu, să fie aceasta îndrupomenirea noastră, iar cine s-ar ispiti să o fure, să aibă parte de mustrare, iar de s-ar întâmpla după vremi, din pricina războaielor și a răzmeriților, de s-ar prăda Sfânta Biserică de niscar limbi păgâne și ar cădea această carte la mâna vreunui creștin de aici, din țară, să aibă datorie ca un creștin ce este să o dea Sfinte Biserici. Și unul ca acela va fi blagoslovit de Domnul Iisus Hristos și de toți Sfinții și de Sfântul Nicolae. Putem vorbi chiar de o bejenie și de o înrobire a cărților, cum putem vorbi de asemenea despre o odihnă a lor sau odihnirea lor, cum atât de emoționant se exprima cineva, și citez, să se știe că acest penticostar mi l-au robit tătarii. Ce expresie frumoasă! Mi l-au robit tătarii și l-am găsit la un preot anghel de la munte. Și cunoscându-l și găsindu-i tipicul meu tăiate foile și fiind drept al meu, l-am luat iarăși în stăpânirea mea. Deci l-au odihnit. Și de se va scula cineva împotriva acestei cărți, să nu îi se ție în seamă, ci să o stăpânească ficiorii noștri și oricine ar fi din neamul nostru. Și când am cumpărat-o, când am fost cumpărat-o, am dat 7 lei, bani gata. Și acest penticostar, ce este bogat cu tripesniți, un grup de cântări bisericești, la sfârșitul cărții, la scândură, adică la copertă, și l-am dat bisericii la tecuși pentru sufletele părinților și a tot neamul. Însemnarea preotului Miron din anul 1773. Pentru o protecție suplimentară și certificarea devoțiunii față de carte, adeseori se invocau nu doar binecuvântările cerești și ale Sfinților protectori ai Bisericii și implicit ai cărților ei, ci și amarnice anateme menite a feri cărțile de orice infracțiune prin furt, deteriorare, înstrăinare, desconsiderare. Așa numitele blesteme ce însoțeau adesea textele testimoniale nu sunt blesteme în sensul vulgar și scandalos al imprecațiilor timpului de astăzi. Ele sunt cel mai adesea invocări ale autorității divine, a Sfinților în grup sau în particular, ce se adresau unor eventuale conștiințe pervertite ce ar fi putut face rău cărților. Aveau unele rolul pedagogic de a trezi responsabilitatea și de a motiva cinstea posesorului schimbător al cărții. Sigur, ele păreau dure și neiubitoare față de cei vizați, la o privire superficială, dar când ne gândim la valoarea bănească a unei astfel de cărți, la eforturile de a o dobândi, de trebuința ei pentru slujbele sfințitoare de suflete, lucrurile devin de înțeles. De aceea erau îndreptățiți să se exprime ferm, cum găsim pe o însemnare,
aceste sfinte cărți, ce-s numite 12 mineie, datuleam la Sfânta Mănăstire Florești, Birhatmanului Antohii, unde este hramul Marelui Proroc Ilie, să fie într-o comandă sie și părinților săi, și vă rugăm, fiți cu nevoință la cetale, la citire, să nu cetească în taină pentru grabă, adică superficial, ci aveli glas, cu glas tare. Și le-am dat cu afurisenie mare cine s-a rispitit a le lua, să le fure sau să le jăduiască de la Sfânta Mănăstire, oricine ar fi să fie afurisit unul ca acela și sub blestemul Sfintelor soboare de la Nicheia și zvete Ilie să-l detune cu strajnică moarte, care are sfinția sa putere de la Dumnezeu dată și partea lui să fie cu Iuda. Însemnare din 1698. La valoare mare, griji mari și protecție mare, care iată au ajutat la conservarea și transmiterea acestor cărți până astăzi. Poate dacă n-ar fi fost această procedură, nu se știe câte a mai fi avut. Căci n-ai fi îndrăznit vreun sacrilegiu pentru carte când, arcurgând paginile ei, găseai însemnare ca aceasta. Această carte este a bisericii. De se va întâmpla să se fure, să se prăpădească. Și cine îl va găsi pe el, era vorba de un tetraevanghel de la 1805, și nu-l va colăghi iarăși acea colibie, acea ocrotire, nu-l va colăghi bisericii de drept să fie afurisit și anatema, la Tartar să meargă cu toți vecinii lor. Deci vedem aici și pagube colaterale, pentru că toți care erau împreună participanți într-o formă sau alta la un act de necinstire a cărții, erau și ei sub această sancțiune cerută. Pentru noi cei de astăzi care disprețuim cartea până la profanare cu indiferentism, este greu de înțeles acest zel perfect justificat atunci. Și să-mi îngăduiți să fac o scurtă pauză, o paranteză. Mi s-a întâmplat la ajunul Crăciunului anul trecut. Mergând în casele creștinilor după datină pentru vestirea nașterii, într-un apartament să găsesc o familie, sigur, care o cunoșteam nici el alți ani, și care avea o bibliotecă frumoasă, cum aveau mulți oameni înainte de 1990, mai puțin poate acum după această perioadă, și vorbind de una de alta și despre cărți și despre lectură, mi-a spus un lucru tulburător, zice, părinte, păi, ieri dimineață, zice, la ghena de gunoi am găsit 5 cărți, 5 saci cu cărți. Cum, domnule? Da, ce erau puse în saci, aruncate acolo, urma să vină muncitorii și să arunce la gunoi. M-a tulburat enorm de mult lucrul acesta și când am scris textul, mi-am amintit și am ținut ca să vi-l transmit, ca să ne dăm seama unde am fost și unde am ajuns. Dar ei nu făceau așa înainte. În carte găseau hrană sufletească, după cum și consemnau. Această carte, e vorba de cazaniile lui Ilie Miliam Miniat, în 1742, are zvinte cuvinte bune dumnezeiești. Fericit este cel care va citi cuvintele lui Dumnezeu, Domnul să-l păzească și să-l ferească de cele rele. Din cărți ei deprindeau virtuțile cu care probabil mulți astăzi au umplut raiul ceresc. Din ele se cristalizau caractere, modele de sfințenie și smerenie, cum citim, mâna mea a scris și murind va putrezi. Cine se va întâmpla a citi să zică Dumnezeu să pomenească într-o împărăția sa? Sau altă însemnare, pe acest apostol sfânt am citit și eu cel mai mare dintre păcătoși la anul 1802 în satul Ghelești, eu Vasile Leon, și umbla văleatul 1777 ianuarie. Este referire la cel de dinaintea lui. Din carte ei învățau conștiința vremelniciei și a veșniciei, văzând în ea o punte peste veacul. Expresivă este însemnarea lui Dobre din București la 1821 pe o Biblie tipărită la Blaj în 1795. Și să vedeți cum a ajuns el prin părțile noastre și notează foarte frumos, zice, la aleatul 1821. Când a fost cu eteria, cu Revoluția lui Tudor Vladimirescu, dintr-o scornire a unor mari, mai mare noștri gospodari ce au făcut în aceste două țări, adică Moldavia și țara românească, Valahia,
Cei deocamdată au început a striga de a face dreptate între aceste părți locuitorilor și tuturor de obște, s-au pornit a face nedreptate și răfuire foarte rea, încât s-au stins sărmanele țării. Și neputând răbda Dumnezeu faptele lor cele rele și urâte, s-au scârbit și le-au dat o urgie, încât s-au sporit taberele lor, s-au speriat care încotro au văzut cu ochii dintr-o bătălie ce au făcut cu turcii peste Olt la Drăgășani. Și așa, din greul urgiei, risipindu-se, în care fiind și eu, am ajuns unii și aici până la Sagașarii Doamnei. Nu știu localitatea unde ar putea fi, și am nimerit în gază la părintele protopop Grigorie. Și citind această Biblie, știință am luat și am însemnat pentru pomenire. Și știu că eu voi să mor și mâna să putrezească, iar slovele or să rămâie și cine va citi, tot mă va pomeni. Vremenicie și dor de veșnicie, așadar, ca și într-o altă însemnare. Această carte, precum se numește Noul Testament, este dăruită mai de mult mie de către Sfinția sa, bunul bătrânul Părintele Claudiu, drept pomenire în vecea Sfinției sale și a tot neamul. Așadar, ca pe o carte sfântă, bisericească și duhovnicească, am hărăzit-o Sfinției sale Părintele Vasilii, fiul bătrânului sachelar Constantin din Sagna, pentru a fiului veșnică pomenire și a tot neamul, fii și fiice și dar, pentru cei ce vor merge din neam și neam, fii și fiice, tot spre veșnică pomenire. Credeau oare acești oameni că o carte poate dăinui veșnic, din punct de vedere fizic, material? Poate în curăția lor sufletească, da. Și această încredințare venea din faptul că din cărți era închinat și slăvit cuvântul cel veșnic, Hristos, care încredințează pe oameni că se vor înveșnici prin credința în El și ne-a spus tuturor peste veacuri, din cuvintele tale te vei mântui sau din cuvintele tale vei fi osândit. Așadar, percepția lor despre cuvânt rostit sau tipărit era mai trainică și mai clară decât pentru noi, cei care nu mai gândim astăzi ca ei că, iarăși citez, de unde iese cuvântul, pe acolo iese și sufletul. Dar să nu ne imaginăm că toate consemnările scrise exprimau sfințenia autorilor lor. Multe aveau caracter obișnuit, omenesc, oglindind viața cotidiană cu bucurie și necazurile ei, cu lipsuri și împliniri, descriind morți năpraznice sau cuvioase ale părinților trupești sau spirituale. Așa aflăm când, citez, s-a săvârșit preotul Ioan, fiul lui Ilie Lazar, la veleatul 1881, aprilie 15, la Duminica Tomii. Și-au vorbit până i-a ieșit sufletul și se uita bine, mintea întreagă avea, iar ieșirea sufletului au fost pe la 7 ceasuri din zi. Deci fiește care să zică Dumnezeu să-l ierte. Vedeți cât de viu și de palpabil sunt aceste prezentări. În cărți găsim consemnări despre etape ale vieții omenești, cu evenimente de familie, naștere, nunți, morți. În vâlmășări de războaie în care oameni mureau, se suprapuneau cu nașteri ale oamenilor în lume. Așa cum găsim consemnat să se știe de când au prădat tătarii țara Moldovei la septembrie 15, 1758 și atunci m-am născut eu, preotul Toma, sunt diaconul Ștefan, fiul diaconului Ștefan. Așadar, moarte și viață, val după val, într-o succesiune spre veșnicie. Căci același Toma consemna mai târziu, peste vreo 22 de ani, să se știe de când, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am căsătorit eu, noiembrie 1780, și m-am lăsat de nu m-am mai ras de mire ca să mă fac preot după vopoteasă. Deci el nu s-a mai bărberit de la momentul căsătoriei, știind că urma să se preoțească și trebuia să respecte acrivia canonică privitoare la barbă. Asta am spus-o și ca o automustrare în fața dumneavoastră, că nici eu nu prea sunt în regulă la capitolul ăsta așa. Adevărate cronici istorice, aceste însemnări cu fapte istorice din cele petrecute în țară și care ar greuna prea mult să le spun mai mult în acest material, devin izvoare pentru istoriografia noastră. Până și meteorologii, astronomii și ecologiștii de astăzi pot descoperi lucruri interesante, statistice chiar, pentru domeniul lor.
Vârcolacii care mâncau periodic luna, așa cum era înțelegerea eclipsei atunci. Ninsorile prea timpurii sau la început de vară arată că nu e nimic nou sub soare. Teama contemporanilor noștri de cutremure, periode punctate astăzi în mass media, este suma spaimelor trăite de înaintași o moștenire ancestrală, cum găsim consemnat să se știe că la anul 1838, Ghenare, în 11 zile, la 4 ceasuri turcești, fără un sfert, a fost mare cutremur că au ținut 7 minute, care nu s-a mai povestit așa groază mare. Nota preotul Filimon pe un liturghie, probabil înainte de a merge să slujească liturghia, sau cine știe cum o fi fost. Secetele cu efectele drastice pentru economie produceau multă suferință și convulsii sociale prin specula prețurilor la produse și inerenta foamete. Cum găsim consemnat și atâta scumpătate ce au fost la anul 1791 de a ajuns merța de păpușoi 12 lei și nu se găsea. Pe multe locuri au mâncat oamenii coajă de ulm, ciulin și primăvara își țineau viața cu buruieni. Apoi vara au dat Dumnezeu milostivul părinte, mare belșug și rodire pământului. Grija ecologiștilor de astăzi poate fi justificată, dar știrile alarmiste care angoasează societatea contemporană nu și-au rostul câtă vreme, tot din cărți aflăm că și în trecut erau manifestări naturale ciudate. Cum găsim într-o însemnare să se știe că în anul 1894 iarna a fost călduroasă ca și toamna. Așa că în lunile ianuarie și februarie oamenii munceau în cămașă și cu picioarele goale. Dragostea credincioșilor pentru biserica din satul sau orașul lor, prin donații de carte, veșminte, obiecte de cult, spre împodobirea sfântului locaș, în ciuda tuturor greutăților materiale, transpare cu recunoștință exprimată din vechile pagini, care îi prezintă pe enoriași ca niște albine adunate în jurul preotului lor, evlavios și jertfitor în cele mai multe cazuri. De aceea era plânsă plecarea lui veșnicie dintre ei prin cuvinte duioase. Cum notează un ucenic, să știe urmașii când s-au prestăvit, când au murit, adică prea milostivul meu stăpân, prea sfinția sa părinte Chirio Chirio Anichi, arhiepiscop Romanului, Ghenarie 30, vineți pe sâmbătă la 6 ceasuri din noapte, fiind eu ucenic preosfinției sale de călugărie, când m-au călugărit eram de 13 ani de vârstă și preosfinția sa a fost episcop la Roma în 24 de ani. O însemnare de pe Pentecostal din 1753, în slăvita mănăstire Neamțu, deci în vremea în care Sfântul Paisie Grigorovski era chip de lumină și transforma pentru mult timp vatra cunoscutei mănăstiri Neamțu. Tot așa era consemnată spre neuitare moartea celui ce astăzi este Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic. La 1828, decembrie 28, plină de durere și necazuri, vineri la 12 ceasuri de noaptea trecută, s-au dus din viața aceasta plină de durere și necazuri prea Dulcele nostru povățuitor și purtător de Dumnezeu, Părintele nostru și Tatăl sufletelor noastre, Iosif Ieroschi Monahul. Făcea această însemnare stareța Olimpiada. Pe ce credeți? Tocmai pe cartea scrisă de Sfântul Mitropolitul Sotei, Viața și Petrecerea Sfinților, care fusese tipărită între 1682-1686. Ce coincidență! Iată, în timpurile noastre, nu de mult, Sfântul Iosif este canonizat, trecut în rândul Sfinților. Fiind dăruită unei biserici cu un hram oarecare, cartea devenea în simțirea donatorului proprietatea Sfântului sau Sfinților, ocrotitorii acelor biserici, și îl îndreptățea pe donator să consemneze sentențios, iar de se va întâmpla a înstrăina această carte de la biserica unde este afierosită, potrivnic să aibă pe Sfântul Dimitrie, stăpânul cărții. Așa nota duhovnicul Ioan de la Sfânta Episcopie pe Evanghelie în anul 1750. În egală măsură, atenționările vizau preoți și credincioși care erau chemați să folosească cu grijă și respect cărțile. Citez, să fie cu priveghere, să nu o strice sau să o arză cu luminarea, că sfinții ale căror slujbe erau tipărite în ea, nu vor ierta, nici vor folosi, nici acum, nici în viața viitoare. Legăturile spirituale între românii ortodoxi din tot spațiul românesc,
Prin schimburi reciproci de cărți sunt, de asemenea, evidențiate în circulația cărților purtătoarele gândurilor și trăirilor utilizatorilor lor. Un rol important în aceste schimburi l-a avut pentru zona noastră Mănăstirea Giurgeni, care avea legături speciale cu Sfântul Grigorie Dascălul din țara românească și sunt mai multe cărți dedicate mănăstirii spre folosință, ceea ce arată o necunoscută până nu de mult legătură între aceste două regiuni. Era dovada pașilor care se făceau deja către unirea ce avea să consolideze neamul românesc la 1859. Pentru că, între altele, pe lângă cele consemnate anterior, cărțile exprimau nu numai mărturii despre trăiri creștinești, ci și conștiința unității de neam și credință, izvorâte din unul Dumnezeu și una Sfântă, sobornicească și apostolească biserică, sub ocrotirea și lumina cărora se mișca viața lor. Astăzi avem atâtea mijloace de comunicare, avem e-book-uri la îndemână, dar nu ne mai cunoaștem și iubim istoria, complăcându-ne într-un globalism sincretist și liber cugetător, impregnat de secularism, destructiv pentru ființa neamului. Iar ei înaintași și din paginile vechi ne atenționează să nu dormim și să nu disperăm. Pentru că dacă ne vom ține de Duhul lor hristic, ne vor fi aproape cu ultima mărturie, venită acum din veșnicia unde deja se află, rostind de acolo, din comuniunea cu cei înscriși în Cartea Vieții, nu-i totul pierdut, Hristos a înviat. Onorată asistență, în continuare, vă propun să ascultăm un alt vorbitor care, prin scrierile sale, dar și din convingerile rostite în diverse împrejurări, ni se descoperă ca fiind un mare iubitor de istorie nemțeană și un mare admirator al marilor spirite care au cristalizat ideea de ortodoxie locală. Alături de personalitățile marilor duhovnici nemțeni, cărora le-a schițat portrete în lungile retrageri și meditații în preajma monasterilor, se află și cea a marelui Melchisedec. Din discuțiile cu domnia sa am înțeles nu odată pasiunea pentru viața și opera lui Melchisedec, dar și cercetarea minuțioasă a scrierilor despre Melchisedec și nu de puține ori, am fost martor ascultând opiniile domniei sale referitoare la perioada copilăriei ierarhului, pe care astăzi îl omagiem, perioadă care de cele mai multe ori este subliniată sumar de biografii săi. Înainte de a-i da cuvântul domnului profesor Adamovici, voi trece în revistă doar câteva crâmpeie din viața domniei sale. Domnul profesor Constantin Adamovici s-a născut la 25 mai 1945 la Buzău. Urmează școala de artă Ioan Andreescu din localitate, apoi facultatea de limbă și literatură română și rusă din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. De-a lungul carierei a fost profesor la câteva unități școlare romașcane, cum ar fi Liceul Danubiana, Liceul Teologic, Colegiul Național Roman Vodă. A publicat numeroase articole în reviste precum Manualele Universității Alexandru Ioan Cuza, Oglinda, Studii de Slavistică și Credința Ortodoxă, dar și volume de carte între care se remarcă Preajma Mănăstirilor, Creație și Destin și ultima apariție editorială, Ceasul Alegerii, la editura Filocalia. În pregătire, ne spune domnul profesor, se află un volum dedicat unor personalități ale vieții ecleziastice nemțene, care va purta numele de Prețuire și Neuitare. Așadar, domnule profesor, vă invităm să ne adresați câteva gânduri despre perioada de început a vieții Marelui Melchisedec. Despre Melchisedec, vorba părintului aici de față, părintului Pimen, s-au scris multe, mult, însă nu un destul pentru a se reuși poate un portret cu adevărat măresc pe care Melchisedec îl merită. Mă rog, acest fapt s-a datorit și, cum să vă spun, am mult o scrie. Studii, de altfel, într-un anumit punct de vedere, foarte importante, între scrise cumva ca pe calapot. Adică primul care a scris despre un studiu serios, adânc, este Constantin Niculescu. O carte, într-adevăr, care rezistă mult și încheagă substanța demersului pe care îl face el, printr-un foarte frumos și bine condus cu eficient de subiectivitate. Cine nu scrie despre Melchisedec,
cum se mai spun, cu admirații care se reverse, cumva și scris, dar, mă rog, vine controlată și nu așa gratuită, pierde foarte mult. Ce vreau să vă spun, chiar cartea lui Vitulescu și după aceea această carte a venit, ca un fel, să mă iertez, mai de calapot, adică celălalt a urmat aceea structură. Copilăria, nașterea și așa mai departe, și viața, cu anumite realizări, 10 pagini, sau maximum 15 pagini. După aceea, opera. Fără niște filiații foarte, mă rog, îndrăznețe sau chiar fără niciun fel de filiații între viață și operă. M-am interesat foarte mult de, și m-a influențat foarte mult un scriitor, Henri Berușon, în viața lui Bancroft, care poate fi un model, în sensul că opera e o rezultantă și a vieții. Un cineva nu scrie numai așa ca să se afle, să zică, când trage pe el, mă rog, dorul de a scrie. Nu! Ceva trebuie să se întâmple. Și cu Melchisedec s-au întâmplat cam multe. Dar ce vreau să vă spun, copilăriei în special, îi se arogă câteva, două, trei gânduri. Cam atât. Vreau să vă spun, mă rog, de la început, că Melchisedec a fost mare nimic. A avut într-adevăr o minte cu totul și cu totul excepțional. El s-a născut în Gârcina. Gârcina e un sat de munte în Ținutul Neamțului. Aici, la 12 februarie 1822, s-a născut episcopul și scriitorul Melchisedec. În legătură cu data nașterii sunt mai multe, mă rog, variante, 1873-15 februarie și, cum am spus aici, în 1822, 12 februarie, Manginescu, care a fost direct, Vasile Manginescu, care a fost director de cancelarie aici, de fapt și la Huș, și la Ismail, și la Galați, și la Roman, totdeauna a fost el director. Nu s-a înșelat. El este de mormânt, scrie data aceasta, 12 februarie 1800. Iar ultima monografie a părinților Ionise de la Sfântul la Galați, la Constanța, adoptă treaba, după o socoteală riguroasă pe care e face el. S-a născut din părinți români, Niculescu e primul care spune lucrul ăsta și accentuează, spliniează, foarte interesant. S-a născut din părinți români neaoși, din moși strămoși. Dar la botez a primit numele Micail. Tatăl, preotul Petru Ștefănescu, păstorea sufletele Gârcinei. Mama Anastasia era fiica preotului Ioan Focșa din Negrești și Neamțului. Ei s-au căsătorit în 1819 și au avut 15 copii. Aici, iarăși, unii dau 11, alții 15. Există în scrisorile acestea familiare, pe care una dintre scrisori e cea de la Ismail din 1869, dacă mă înșel, unde fratele lui, tot călugăr, arhimanditul Ieronim, îi trimite lista. El i-a cerut toți frații săi. Și, într-adevăr, sunt 15. Unii s-au dus, mă rog, chiar din au primit botezul și au murit, alții gemenii cei doi la și așa mai departe. Au rămas în jur de 7 sau 8. Părintele de la Mănăstirea Neamț, părintele Ivan Ioan, are un studiu despre ei, contribuția familiei și familiei Ștefăneștilor la întărirea monachismului românesc. Ce se întâmplă? El nu s-a născut primul. Este cel de-al treilea născut. Corijarea o face tot părintele Ioan Ivan. Ce se întâmplă? Copilăria Mihailului o petrece în satul natal alături fraților și surorilor în preajma înaltă a muntelui. De măreția muntelui, copilul se va cuprinde încă la vârstă de tot fratele. Cei care l-au cunoscut îndeaproape
și aici se bazează și ceea ce scriu, îndeaproape ucenicii lui Alchierei, demn de crezare, spun că încă de mic avea darul în singurărilor și al contemplației. Acest dar l-a primit de la mamă, Anastasie. Sedea cunoașterii era neostoită. Și aici citesc din Beniamin Bocitan, da? Care a ajuns chiar de vicar patriarhal. Așa. Îl interesa iarba care crește și se întinde ca un covor verde, floarea care se deschide împrăștind parfumul din jurul său, furnica care veșnic fuge după hrană, albina care soarbe mierea de pe flori și pasărea care spoară în văzduh și ciripește din slavă lui Dumnezeu, celui nevăzut în ființă, dar cunoscut în făpturile sale. Dar, cel mai adesea, răzvecit de larma din grăjoana fraților, el sculta des, foarte des, muntele. La vremea verii, iubeam, mă rog, ca orice copil, scauda în apa limpede și mereu în goana acuieștiului, iarna, săniușul și spectacolul unui sori vine. Frumusețea locului, în tot anul, răsfir aici în splendoare basmică. Ce se întâmplă? Nu s-a pus accent deloc pe locul acesta, deși se spune locul nașterii, nu s-a pus accent deloc pe locul unde s-a născut el, pe Gârcea. Ce se întâmplă? Și poate vin la 3-4 km mai sus de Piatra Neamț, într-adevăr decorul e pasnic, o frumusețe nașterea sa frustă, dar locul acesta al Neamțului, socotit de ucenicii săi și de Melchisedec, pentru culmea, Melchisedec a scris chiar despre Gârcina și că a fost mănăstire și așa mai departe, pentru că alții n-au scris aproape nimic despre lucrul ăsta. Numai două s-a născut în Gârcina și nu știu ce. Ce se întâmplă? Munții, așa cum spune și în alt preasfințitul nostru, sau locul Neamțului, Ținutul Neamțului este într-adevăr sfânt. Ce se întâmplă aici, în vremuri, să spunem noi, vremea dacilor, pe cel mai înalt vârstă foarte bine, avea Zamorțe templu. Mai încoace, mai spre zorii aceștia, mai mierii realității, aici și pe o parte și pe alta a munților, aflăm cel mai bogat număr de așezăminte monahale din țară. Este o realitate. Deci el s-a născut aici. Dacă ar fi să luăm după Ipolit templu, teoria lui determinismul, știți că oamenii, zice el, seamănă locului. Și este o realitate. Și știm foarte bine cum seamănă, cum sunt cei de la munte, prinși de în țadoveanu, în baldamă. Iuți ca apele și așa mai departe. Așa erau și gărcinenii, mejieșilor. Dar ce se întâmplă? Tot Beniamin Bocitan, ucenicul lui, vorbește și de faptul că încă de la vârstă fragedă, el mergea împreună cu familia, chiar părinții din dimineața îi trebuiau și așa mai departe, și mergeau pe jos până la mănăstirile din apropiere, mă rog, Bistrița și așa mai departe, dar cea mai des, probabil aveau mai multe neamuri acolo, era vizitată mănăstirea Neamț. Aici, pentru prima oară, zarețul mănăstirii, poate cine știe, o fi prostul după ea, și am înțeles și pe la mănăstire de acolo, îi descoperă agerimea minții și îl sfătuiește pe tatăl său, Petru, să-l dea la școală. Aici, cu școala, este iar o problemă. Să știți că sunt multe din acestea studii. Acum, mă rog, am mai luat că eu în mână și le-am verificat și așa mai departe, care au o sumerienie greșeli. Să începe cu, de la vârsta de 9, de 7 ani, în școala din sat. Nu este adevărat. În 1885, în cartea lui Cuvinte de pe biserică și așa și școală, el spune, eu însumi
am învățat cea din tâi carte, cetirea, la biserica Sfinților Erari din piatră. Adică din piatra mea. Ce se întâmplă? O fi o chemare peste veacuri. Acolo, cum îi spune Nicolae Iorga, descoperă pe strămoșul lor. E vorba de Vasile Protopopul. Trăitor la începutul veacului al XVII-lea. Deci nu s-a dus oricând și nici tatăl nu l-a dus. Probabil tot la sfatul bătrânului Stares Domitian, care în 1825 a scos atipărit la Mănăstirea Neamț, era și acela un om bine așezat, Iltea, a scos descripția moldavă a lui Cantemir. El e cel care le îndrumă pe și îl duce acolo. Deci face prima dată că după aceea, spune el, 2 ani, deci a învățat în satul natal. Când, mă rog, astea studiile și vorbesc de faptul că de ziua Sfântului Naum, când se duceau ei atunci, mama face rugăciuni și tata împreună cu el și așa mai departe și îl duc la școală, ca să-i deschidă mintea Sfântul. Și observați o diferență între cum prezintă în piatră cu un dascăl și ne dăm seama că aceea era o biserică, vă dați seama, în trecut istoric din ei, așa, iar, cum îi spune Iorga, laudă foarte mult pe acest strămoș al lui Melchisedec. Deci era cunoscut. Ce se întâmplă? Cu un dascăl și atât. Să oprește aici. Când vorbește de cei doi, spune despre într-un primul an un călugăr care nu voia să rămână în mănăstire, nu-i plăcea disciplina. Deci caricat, un potret caricat. Iar celălalt, un dascăl improvizat, care pentru puține parale și o leacă de hrană, făceau coală cu ei în gârși. Deci iată că diferența. Înseamnă că a făcut o cetire bună acolo. La incitarea. Ce se întâmplă? Părinții nu erau preoți, biet preoți de țară, le catalogau unii, ca să arate cum a să știm că se dec numai aștept de sus în arterie. Nu este adevărat. Acest prim strămoș al lor, Vasile Economul sau Protopopul, cum zice, Iorga. Ce se întâmplă? Fiul lui Ion e cerut, tot preot, e cerut de grâcineni. Și de atunci încep grâcinenii să se familia ștefăneștilor să se stabilească în Grâcina. Fiul lui Ion Andrei și el preot este tatăl lui Constantin, bunicul direct al lui Melchisedec. Sau lui Mihail, cum ar veni. Deci, iată că, din tată în fiu, ce trebuie să înțelegem de aici e că așa, acești irac de preoți, din tată în fiu, străvede limpede, pe toate, observația atentă, împrelungă și dreaptă, din partea părinților, în special al tatălui preot, asupra chemării reale a copilului la cele preoțești. Pe de altă parte, chiar și o pregătire la fel de împrelungă, dar etapică, graduală, în crescendo, în funcție de vârstă, privind viața slujbei și chiar trăirea ei. Astfel nu ne este greu să înțelegem și să-l vedem de Mihail, chiar la 5 ani, nu? Purtând lumina la bohodul mic sau spunând tatăl nostru, cum era obicei atunci în Moldova, copiii. Deci iată că, cam de mic, că el când se duce la seminar, știa tipicul foarte bine. Deci iată că orice, nu e chiar așa cum se credea, repede să treci peste o copilărie. El și mai departe, el vrea școala, el a stat pe capăt, capul tatălui să-l ducă, plus mama Anastasia, mereu cu copiii, așa ceva de determinat pe tată să duc și ți-a convins foarte repede de a ceri anunții lui. După aceea, ce se întâmplă? Se vede că școala din
acei daftări improvizați, cum spune el, acei doi din sat, nu erau acătări, mai ales că unul parcă îl mai prinde cumva și cu darul subtului avea. Și ce se întâmplă? Vrea mai departe tot piatra, școală din piatra. Și tot el stă pe capul tatălui. Și prin binevoința mamei, și ea știți că femeia câștigă întotdeauna, se duce și face școală la Sfântul Ioan, biserica lui Ștefan din piatra, și la o școală a unor private, școală elevată, a unui boier Sulger. Acolo el dă dovadă de o, nu numai o agerime a minții cu totul și cu totul ieșit din comun. Chiar bătânul acel dometean, am înțeles, Starestul, citind o pagină, nu știa încă carte și dar tot bunul după era, știți că acele cărțile se și le cunoaștem. Cărțile vechi au o frumusețe a lor, pe care nici umanitatea de aia nu are. Erau niște cărți făcute de oameni cu suflet, nu au randala. Mă rog. Și aici el uimește dascăl, pur și simplu. Acest copil la vârsta de 12 ani. El, eu cred și spun și ucenicii lui, m-am luat după ei, el vrea să meargă la seminariu, deci să meargă mai departe pe linia aceasta preoțească. Ce trebuie să mai spunem de, eu știu, de preoții de țară, pentru că tot anul ăsta e și al preoților, nu? Și al învățătorilor. Petru, tatăl lui Melchisedec, era un român care venea dintr-o bucată. Melchisedec îi va, de la el, Melchisedec va avea, totuși că se vorbește în corespondența familială, de niște zbucniri. Ieronim face un portret bun al mamei, care răbda aceste zbucniri ale cuvântului. S-a mai întâmplat, ca să zicem așa, nu trebuie să... bine, părintele Ivan are dreptate, categoric avea o viață aleasă, da, era și el om, la urmă. Și copiii văd, chiar dacă și-au înțeleg, chiar dacă sunt mici, și îl îngândează băiatul lui Ieronim, iar mama, toate astea, îi făcea necar, i-a făcut, spune el, un Melchisedec, în scrisoare, dar ea l-a iubit și l-a iubit totdeauna și l-a respectat. Anastasia, femeia asta de munte, se negrește. Când ridicați cheile, sau când ridicați cheile de carul, nu mai negrește sus. Deci era o parte apropiată ca lui. Deci ce se întâmplă? Era o ființă de o blândețe cristică. O femeie milostivă. Nimeni nu pleca, spune tot acest Ieronim, fratele lui, cu mâna goală de la ea, fără ceva să nu primea. În familia ștefăneșilor, milostenia era o lucrare de căpătâi și nu așa numai s-au găsit însemnări când el știa, gârcinean fiind, știa fiecare suflet din Gârcina. Cum să vă spun eu, ei semănau gârcinenii cu, v-am spus, cu cei de la Măgura Tarcăului. În sensul că mai erau și cam repezici, mai iuți ca apele, învolburate de munte. De exemplu, tot el descrie un episod din acesta extrem de înspăimântător. Femeie făcută terciuită, nu așa, și aproape goală, fugea. Unde fugea? Fugea la Anastasia, pentru că Anastasia știa să o ascunde, era sora sa, sora cea mare a tuturor femeilor din sat. Iar bărbatul, cu toți cu șiragul de înjurături, așa, și cu toporul, ăștia nu glumesc. Muntenii sunt niște oameni și Melchisedec spune, prima dată am auzit treaba asta la Dumnezeu odihnească pe Părintele Eftimie, avea un ton ascuțit în sinod. Este clar, pentru că el făcea un sinod nou și acolo erau și din cei care nu mai se uitau și nu scoteau niciodată sau să vorbească ceva sau... Existau între cei 5-6 la început de sinodal sau 10
nu prea puteau să se țină de pe mintea lui Melchisedec. Chiar o recunoaște unul la moartea lui, Melchisedec a fost atât de mare și de cult, că generația noastră nu l-a putut înțelege. Și așa este. Deci iată că și părintele acesta, părintele Petru, avea darul acesta al discernământului creștin, pe care i-l a dat lui Mihail, lui Melchisedec. În afară de asta, toți copiii, toți frații lui, și așa mai departe, aveau de la el o notă vădită de austeritate. Trăiau, vinea croitorul episcopiei după Melchisedec și preasfințite. Dar chiar preasfințite. Melchisedec, ca și Voiculescu, Vasile Voiculescu, umbla, cum să vă zic eu, sau ca și Eminescu, până se cam șlefuiau și luceau. Odăjdii. Păi ești, trebuie să-ți faci până. Și într-adevăr făceau. El avea două. Că știți că nu știu care sunt din ce trei ierarhi, spunea că a doua haină nu e a ta. Și așa, perfect. Cam așa era mintea. Era extraordinar de econom. Aici asemenea mamă. Era extraordinar de însingurat. În ce sens? Avea nevoie de rugăciune. Mama lui, după ce săraca trebăluia toată ziua, ca o albină, mulți spun că avea hernicie această albină, noaptea se închină. Avea dorința aceasta a rugăciunii tihnă. La fel și părintele. Vă închipuiți dintr-o odaie și casa lor nu era mare, era cea de la Cumuleș, a Lucreanu. Dintr-o odaie făcuse paraclis, unde acolo era biblioteca. Că el, având atâtea rude în spate și așa mai departe, bineînțeles că aceia, măcar cu o carte, au dat. Și avea o bibliotecă aici, îl surprindea pe ăsta micu, pe Mihail, când vinea, avea câțiva anișori și tot, se uita, el a avut o atracție, cum să vă spun eu, extraordinară pentru cărți. Toată viața citind Melchisedec. Și să știți că cea mai mare bibliotecă care s-a tăluit, a lui e Academie, nu e cum Academia, nu i-a niciun studiu, nu, mai profund, mai adevărat. Și în afară de asta, am spus-o cea mai, nu o spun eu, am citit, Odobescu avea istorie și literatură. Melchisedec are cea mai completă, o spune Tistu, un om care a lucrat și a văzut toată biblioteca, a luat așa, la îndemână. În foarte multe limbi, el știa mai multe limbi decât se zice, și în afară de asta, extrem de variată. Și dacă ne uităm la anii când apar, vedem că încă, dacă nu cumva, chiar de la piatră, începuse el să-și facă bibliotecă. O bibliotecă extraordinar de variată. Multe în ebraică, mă rog, știți că el, dacă a terminat la Kiev, poate nici Haldău n-avea cunoștințele lui din acestea mai subterane de istorie pe care le avea Melchisedec, că țarul mai dona la Pecesca Lavra și din biblioteca lui, care era secretoasă, da. Deci, iar de că, dar cam atât dacă și mai bine. În încheierea întâlnirii de astăzi, vom da cuvântul părintelui Piment Costa, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Românului și Bacăului, care, asemenea antevorbitorilor săi, este un mare admirator și cercetător al Universului Melchisedechian, acest lucru fiind arătat de studiile universitare și doctorale pe care le-a dedicat acestui rang, precum și de articolele și cărțile publicate de-a lungul timpului. Dacă astăzi Arhiepiscopia Românului și Bacăului poate pune la dispoziția celor pasionați de istorie și de rolul pe care Melchisedec Ștefănescu l-a avut în viața cultural-socială a Bisericii Neamului și a Eparhiei, scrierile Dior folosite și transliterate ale acestui ierarh cărturar, acest lucru se datorează părintelui Arhimandrit Piment, care, beneficiind de o formare intelectuală îndrumată de nume rezonante ale vieții academice românești, a găsit formula cea mai potrivită pentru a readuce în atenția omului recent forța gândului unui om care s-a născut prea devreme pentru timpul său, după cum spunea episcopul Lucian Titeanu.
Așadar, Părinte Vicar, vă invităm să ne împărtășiți gânduri din gândirea Melchisedec și să aveți. Hristos a înviat. Am să stau tot jos. Mi-e mai comod așa și... Am vrea să vă privesc de sus. Am ascultat cele două prelegeri anterioare și m-am bucurat pentru că plecarea spre Melchisedec este o temă actuală și chiar dacă nu sunt atât de mulți conferențiari care să vorbească despre Melchisedec, sunt foarte mulți cunoscători ai ideții acestuia și foarte mulți trăitori ai sfaturilor și îndemnurilor pe care Episcopul Melchisedec, Sfântul nostru Romașcan, le-a lăsat moștenire prin scrierile sale, prin tot ceea ce a făcut atât în biserică, cât și în celelalte instituții publice în care a activat. Mă bucur că sunt puțini astăzi aici, dar mulți, și vreau să cred că sunt mult mai mulți cei care doresc să afle cât mai multe despre el, să cunoască în mai îndeaproape toate trăirile și toate scrierile lui Melchisedec, pentru că, așa cum spunea Părintele Pârșui mai devreme, Părintele Nicolae, scrierile și a reluat domnul profesor, scrierile unui om nu sunt doar pur și simplu așezare de cuvinte și de litere în pagină, ci sunt trăiri care reflectă viața pe care au dus-o și care scot la suprafață ceea ce ochiul și mintea unui om obișnuit nu pot surprinde în mod firesc. De aceea, atunci când citim Sfânta Scriptură sau când citim scrierile patristice, nu găsim acolo doar informații despre cum ar trebui să trăim această viață pentru a o moșteni pe cealaltă, ci intrând în aura și în atmosfera acelor cuvinte, resimțim Duhul cu care au fost scrise acele cărți. Ei bine, Horațiu spunea la un moment dat că nu voi muri din mine, nu voi muri în tren, din mine o parte, cea mai mare parte va trăi și va învinge moartea. Iar prin slava pe care ucenicii mei ne vor înălța, eu voi crește în fiecare veac mereu. Și m-am amintit de aceste cuvinte ale lui Horațiu, gândindu-mă că și Melchisedec a reușit să depășească această barieră a timpului, pentru că numele său și scrierile sale, chiar dacă trupul a fost dat pământului, ele rămân și tăinesc în veșnicie, prin prelegerile, prin discuțiile, prin cuvântările pe care noi încercăm să le susținem în favoarea lui. Nu știu dacă ar avea nevoie neapărat, dar încercăm prin acest remember să îi păstrăm amintirea vie și de ce nu să ne hrănim din vorbele pe care le-a lăsat în scris urmașilor ce au venit și vor veni după noi. În timp ce domnul profesor vorbea despre copilăria lui Melchisedec, îmi aminteam de sfaturile pe care mama Anastasia, preoteasa, îi le dădea lui Melchisedec cu privire la cum ar trebui să se roage. Și dacă în mod firesc, astăzi bunicii noștri, părinții, ne învață, prunci fiind, că trebuie să spunem rugăciunea dumneavoastră, Tatăl nostru, sau îngerașul meu, rugăciuni simple, dar nu sunt triste, cu o încărcătură și o bogăție aparte duhovnicească, e bine, Melchisedec era învățat de mama lui să se roage cam așa. Ferește-mă, Doamne, de gura lumii și de mintea proastă. Puteți să credeți? Ferește-mă, Doamne, de farmece, de beție și de alte lucruri rele. Stăteam și mă gândeam, analizând aceste simple rugăciuni pe care le făceam încă de la vârsta copilăriei, că săracul de el atât s-a rugat să-l ferească Dumnezeu și a avut parte de toate. A avut parte de o polemică exacerbată în jurul lui de la oamenii cu mintea odihnită, ca să nu le mai spun altfel, care l-au invidiat și l-au conegrit pe tot parcursul vieții pământești. Orice ar fi făcut și oricum ar fi făcut acele lucruri, toate se întorceau ca un bumerang împotriva celor care îl pune greu de altfel, dar el era cel care suferea
recurul acestor vorbe pe care aceștia le aduceau acuzator asupra lui. Ori de câte ori pleca într-o misiune sau se întocea într-o misiune, aveau grijă să pună în cărca lui tot felul de vorbe urâte. Orice acțiune pe care o genera în cadrul Sfântului Sinod sau în cadrul Academiei și avea mai dispute consemnate cu diferite personalități ale timpului și nu intru în detalii, toate aveau acest efect de a-l zbuciuma și de a-l neliniști în permanență. Și mă întrebam, Doamne, oare nu i-a fost nici când ascultată rugăciunea? Nici când gura lumii n-a fost închisă atât cât a trăit și mai cu seamă după ce a murit? Pentru că s-au mai găsit aici coro câte unul care să îl defaime și să-l pune grească acuzându-l de fiecare ce lucruri făcute sau închipuite. Și de minți odihnite au avut parte și de gura lumii slobodă au avut parte. Toți l-au tratat așa cum au crezut ei de cuvință. Însă, în ce privește beția, n-a fost un fan al ei. L-a ferit Dumnezeu de această patimă. Și nici de farmece și poate nici de alte rele. Deși unele scrie, alți face această presupoziție că moartea sa nu s-ar fi datorat naturaleței, așa cum suntem tentați să credem, ci că ar fi fost potrivit cu arsenic. Dar despre lucrurile acestea nu vorbim astăzi și nici nu știu dacă este momentul, n-aș fi trebuit să le amintim. Ci doar așa am vrut să trec în revistă faptul că rugăciunile noastre uneori par a fi făcute în van, a nu se împlini în totalitate. Însă, revin asupra ideii rugăciunii ca atare, că deși poate nu s-au împlinit într-o totul în viața lui Melchisedec, ele au avut un alt scop și o altă consecință și a păstrat adevăratul crez, nezdruncinat, neturburat de orice altceva ar fi încercat să-l perturbe de la viața și de la drumul său. A rămas, cum spunea Părintele Metropolit al Ardealului, Antonie Prămădeală, un ortodox convins. Așa a trăit, așa a crescut, așa a murit. Prin urmare, slava pe care urmașii i-au înalță, prin această slavă trăiește veșnic și trăiește în conștiința noastră, pentru că trăiește nu doar în această lume, ci trăiește în veșnicia lui Dumnezeu. Tema pe care Părintele Consilier Valentin Băltoi a propus-o pentru astăzi, cea a relației pe care Melchisedec a stabilit-o cu satul românesc și cu mediul rural în general, este o temă provocatoare. O temă la care Melchisedec a subscris încă din anii copilăriei, cum spunea domnul profesor, și asupra căreia s-a aplicat și pe parcursul vieții, așa cum spunea Părintele Nicolae. Tema satului românesc i-a fost permanent în atenție. A avut întotdeauna grijă ca aceste vlăstare ale satului românesc să nu trăiască oricum, ci să deprindă încă din frageda pâncie cuvântul scris, să învețe a citi, să învețe buchea cărții, să învețe a socoti și de ce nu să învețe a crede și a trăi în Dumnezeu. Chiar dacă de la 5 ani, de când a plecat la școală, a avut această aplicare asupra cărții, prin descoperire, cum spunea domnul profesor, prin părintele lui Domitian, dar și prin modul în care părinții au înțeles să le duce în spiritul cărții și al cultului în cultură, e bine, toate aceste tentative copilărești, aș numi, de a descifra buchea cărții, n-au fost deloc întâmplătoare. În timp, s-a văzut și aplicarea lui directă asupra acestui fapt, îndreptată cu desăvârșire spre toți aceia care ar fi avut potențial de a dezvolta prin propria lor viață învățământul. De aceea, Melchisedec a făcut demersuri pentru ca școala de la sat, școala țărănească, dezvoltată
în exclusivitate, pentru că priporul bisericii sau în priporul bisericii, să beneficieze de unele favoruri ale comunității, în așa fel încât comunitatea să susțină această, așa zis, instituție rurală, slab reprezentată la vremea aceea, dar pe care el și-o dorea să fie într-o altă manieră funcțională decât cea care exista până atunci. Și așa că cuvântul pe care domnul profesor l-a amintit, că pe lângă biserică era câte un învățător, ce provenea din diferite medii, fie cele laice, fie cele monahale, dar în general erau din cele clericale, și care își desfășura activitatea într-o manieră mai profesională sau mai puțin profesională, pe aceștia și îi dorea Melchisedec să fie de un alt, la un alt rang și de o altă factură intelectuală. Se știe foarte bine că la 1805 se deschide primul seminar în Moldova, seminarul de la Neamț. S-a bucurat în extraordinar de tare pentru că știa un astfel, o astfel de instituție ce funcționa în cadrul Moldovei, în țara Moldovei, pentru că pregătea cu adevărat cadre absolvenți care puteau ocupa postul de preoți în parohiile moldave, preoți care nu erau doar simpli slujitori ai altarelor, nu erau doar slujitori ai lui Dumnezeu, ci erau și slujitori a omului, prin faptul că acești preoți erau și tascării comunității, ei fiind cei care erau responsabili de educarea copiilor. Mai târziu însă, la 1851, se deschide seminariile de la Huși și cel de la Roma, unde și-a avut partea sa de contribuție, seminarii care, modest la început, dar după aceea s-au dezvoltat într-o manieră proprie, pentru că la 1864, printr-o lege pe care o promulgă și pe care o generează, de altfel nu o promulgă eu, dar o generează, legea instituțiilor publice, să reglementeze într-o manieră proprie învățământul de masă. Toate aceste lucruri vi le spun pentru ca să vă faceți o imagine cât mai concretă a ceea ce însemna învățământul rural. Primele instituții care au activat în cadrul acestor școli de pe lângă biserici au fost așa zisele școli catehetice, la care erau chemați să participe toți copiii, dar puțini erau cei care puteau continua aceste studii simple, de altfel, elementare. Pentru că erau învățați a citi, a socoti în linii mari, nu foarte mult și nu elaborat, și, bineînțeles, câteva noțiuni generale despre modul în care trebuie să trăiască. Adică erau învățăminte morale în majoritatea lor. De aceea, din aceste școli catehetice, cei care erau și ieșeau în evidență într-o manieră proprie, ca fiind sârguitori, erau aleși eventualii preoți ce urmau a fi hieroponiți pentru cătunele și satele din Moldova. Atâta era toată pregătirea pe care o aveau preoții de odinioară, absolvența la acestor școli catehetice. Însă erau și situații în care preoții moldavi nu beneficiau nici măcar de aceste studii, ci erau pur și simplu aleși pe criteriile moralității. Oameni care duceau o viață creștină autentică și care erau recunoscuți ca atare de către comunitate. Aceștia erau recomandați de către comunitatea respectivă și erau hieroponiți de către arhiereul locului, preoți pentru cătunele respective. Ce vreau să spun, făcând această aluzie la pregătirea preoților de odinioară? Dacă preoții nu aveau acest nivel cultural, ci se limitau la un anumit prag, imaginați-vă că pe cei pe care îi păstorea nu puteau depăși nici ei la rândul lor acest prag intelectual. Prin urmare, viața comunităților respective era limitată din punct de vedere al accesului la informație, din punct de vedere al accesului la cultură, ceea ce face ca aceste comunități să aibă un nivel scăzut de pregătire și de informare. Prin urmare, când peste aceste comunități a venit tăvălugul secularizării, pentru că noi în propriu spunem astăzi că s-a născut în secolul 20 spre 21, el era de mult ca în Revoluția franceză,
a încercat și a împătruns în toate mediile populare, populare și în România. Vorbim despre Radu Moldova și despre Moldova și despre țara românească. Peste tot au pătruns aceste influențe păgubitoare și devastatoare ale culturii, așa zise, europene. Ei bine, când au făcut și au făcut apariția aceste curente destul de agresive sau mai puțin agresive în mediul rural, dar mai agresive în mediul urban, populația s-a confruntat cu o reală provocare. Și într-o corespondență privată pe care o poartă cu Ion Ionescu de la Prag, episcopul Melchisedec, pe atunci și episcop al Romanului, primește din partea politicianului vremii unele informații despre cum se derula activitatea în comunitatea de unde, în care eu trăiam, în special în zona Brat, Prăjești, înspre Bacău, așa, și se plângea de faptul că bisericile ortodoxe sunt aproape goale, pe când cele catolice sunt pline mai întotdeauna. Și nu face doar o prezentare sumară a acestor lucruri, ci detaliază, spunând că aceasta se datorează, în primul rând, faptului că țăranii, adică locuitorii acelor zone, acelor sate, au îmbrățișat cu foarte mare ușurință, pe de o parte, portul de influență europeană, au renunțat la elementele vestimentare care îi consacrase ca țărani, vorbesc de catrință, vorbesc de cuie și de alte elemente vestimentare, în favoarea rochilor lungi sau mai puțin lungi, a pălăriilor pentru a-și proteja capul și altor elemente vestimentare de sorginte europeană. Asemănându-se, spunea Ionescu de la Prag, cu foarte mare ușurință persoanelor din mediul urban și în special celor europene. Și compara această ținută, deloc indecentă, dar care nu se potrivea țăranului de odinioară, cu cele ale femeilor care mergeau la către Biserica Catolică, spunând că aceste femei nu au renunțat la costum și sunt în continuare îmbrăcate în costumul tradițional țărănesc, costumul popular, așa, bărbații întotdeauna umblă cu capele acoperite și preoții lor, ținându-se de ținuta de odinioară. Și acuza acest politician, Ionescu de la Prag, atrăgând atenția sau punându-l în gardă pe Melchisedec, că și țăranii au renunțat la multe dintre obiceiurile lor de altă dată, iar preoții au renunțat la capul, la avea capul acoperit cu de un culion sau de un fez, așa cum avem noi acum, unii dintre ei alegând să poarte pe cap o pălărie și spunea, printre altele, că pălăria aceasta este purtată de cei din București, deci în capitală, cu diferite pamplici colorate, albastre, albe sau roșii. Ceea ce face ca ținuta de odinioară să piardă din frumusețea de altă dată și din valoarea ei de odinioară. Ei bine, acest fapt îl vedea Ion Ionescu de la Prag ca pe un sacrilegiu al națiunii, al naționalismului și al românismului. Spunând el că prin limitarea și prin denaturarea acestei ținute, românii demonstrează că sunt ușor influențabili și, de ce nu, renunțând cu mare ușurință la tradițional. În acuză și alte lucruri, și am să le spicuiesc în linii mari, cum ar fi cele ale ocupațiilor și ale preocupărilor pe care le aveau odinioară țăranii și la care au renunțat, îngrijindu-se mai mult spre latura comercială și acuzat de opotrivă nu doar pe țărani, ci și pe preoții zonei, ca fiind cu preocupări diverse în aparatul administrativ al comunelor, gen preceptori sau funcționari de pe diferite nivele. Iar Melchisedec îi răspunde lui Ion Ionescu de la Prag într-o scrisoare în care îi mulțumește pentru purtarea de grijă față de biserică și față de de situația țăranilor și din Moldova, în care Melchisedec, derutat pe de o parte, dar și mâhnit profund de situația creată, îi amintește că este o situație care se generalizează, că de pe atunci, imaginați-vă, vorbim despre secolul XIX, se generalizează cu mare viteză, lucru care îl mâhnește profund și pe care el nu are cum să stopeze acest fenomen degradant, amintindu-le că
amintindu-l Ion Ionescu de la Brad, că și în comunitățile urbane se confruntă cu aceeași problemă. Și spunea Melchisedec că, uite, și la centrul eparhial, odinioară veneau foarte mulți credincioși, acum nu mai vin decât câțiva funcționari, iar cei pe care țăranii numesc cu patru ochi, adică, așa zis, și purtători de ochelari, fără a avea o conotație cu deficiențele de vedere, ci pur și simplu pentru că toți funcționarii purtau monoclu sau, știu eu, ochelari, asta arătând faptul că provin într-o casă, într-o clasă cultă, ei bine, până și aceștia au renunțat la a mai frecventa biserica. Nimeni dintre funcționarii orășenești nu mai frecventează biserica, iar cei care sunt de clasă inferioară, văzând că cei cu clasă superioară nu frecventează biserica, copie modelul lor și se înstrăinează sistematic de biserică. S-au încercat mai multe reabilitări și mai multe resuscitări a vieții culturale din eparhie și de la catedrală. S-au făcut demersuri scrise către autoritățile centrale, iar aceștia i-au obligat, spre exemplu, pe profesori și pe înalții funcționari, ca măcar la sărbătorile mari să fie prezenți. Și spunea, s-au mai făcut astfel de demersuri și despre Melchisedec, însă au rămas fără rezultat. Vom vedea de acum ce va fi. Dacă aceștia se vor conforma acestor decizii superioare venite de la centru, au ba. Ei bine, toate aceste elemente pe care le-am amintit și am să scurtez cuvântul pe care am încercat să-l rostesc în această seară sau voi încerca de acum, așa, țin să precizez doar câteva elemente care au dus în speță la degradarea morală a poporului român din acea perioadă și care au înstrăinat pe țărani de adevăratele valori. Am spus, primul dintre elemente ar fi ținuta, portul pe care l-au însușit cu foarte mare ușurință din Occident. Și prin aceasta, așa cum am spus, au adus un afront la naționalism, un afront la românismul lor, pentru că au renunțat la ceva ce îi definea nu doar pe plan în plan vestimentar, ci și în plan cultural și moral chiar. Pentru că ținutele acestea care vin din afară erau considerate ca fiind bulgare până într-un anumit punct, bulgare în sensul că aveau o altă siluetă, se așezau altfel pe corp și profilau ceva ce până atunci nu exista. Ținutele țărănești acopereau în majoritate corpul și aveau o altă decență. Un alt aspect pe care îl punctează Melchisedec este cel al atitudinii pe care țăranii îl aveau față de lucrurile sfinte, față de tot ceea ce era sfânt, sfințit și sacru. Și vorbesc aici despre elementele de cult, elementele bisericești, cum sunt Evanghelia, cum sunt Sfânta Cruce, cum erau Sfintele Vase, cum erau Sfânta Anafără, Sfânta Euharistie sau Tainele Bisericii. Ei, față de aceste lucruri, creștinii din perioada aceea, în special țăranii, dar și clasele superioare de la oraș, au început să arate o oarecare dispreț, o oarecare îndepărtare, o oarecare răcire față de importanța, de valoarea morală și duhovnicească acestor lucruri, ceea ce face ca ele să rămână în cultul poporului, să intre în tiparul vieții lor, dar sub o altă formă și sub forma în jurilor profanatoare sau blasfemitoare și în niciun caz sub forma închinării și a evlaviei care s-ar fi cuvenit unor astfel de obiecte sau de taine ale bisericii. De drept aceea, de urmare, toți țăranii, și facem înțeleg cu o analiză și stilistică, dar și morală, etică, asupra acestui comportament, spunea el, că toate acestea sunt în mintea și în sufletul țăranilor, numai că nu le folosesc pentru a-și reta evlavia față de ele, ci pur și simplu au întâietate până și în ordinea minților, ca și cuvinte folosite. De pentru care atunci când cineva îi provoacă și mânia îi cuprinde, spunea Melchisedec, primul lucru care le vine în minte este crucea pe care o înjură. Primul lucru de care își amintesc este botezul în care au fost botezați și îl înjură. Primul lucru sau următoarele lucruri de care își amintesc sunt lucrurile sfinte. Dumnezeu, Maica Domnului, Anafora, Taina și așa mai departe. Toate acestea sunt cuvinte care domină și
predomină lingvistic mintea țăranilor. Trăiesc în Duhul Bisericii, dar se comportă în afara ei ca și cum nu ar fi făcând parte, făcând care și cum nu ar fi făcut parte din biserică. Ei bine, aceste lucruri sunt evidențiate într-un mod aparte de Melchisedec atunci când spune că toate aceste lucruri arată faptul că poporul român este extrem de labil în privința păstrării valorilor creștine. Și compară el cu popoarele orientale în care și prin care scoate în evidență faptul că niciun popor din lumea aceasta, niciun popor din lumea aceasta, indiferent cât de grosolan ar fi zeul în care cred, nu au capacitatea de a-l profana, de a-l înjura, de a-i aduce blasfemie, de a-l pune într-o lumină proastă, ci doar de a-l venera așa cum se cuvine. Singurul popor din lumea asta care face așa ceva este românul. Este poporul român. Românii sunt aceia care jură de Dumnezeu, care jură de Sfânta Cruce, care jură de lucrurile sfinte ale bisericii, lucruri care se întâmpla atunci și nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele analitice ale lui Melchisedec. El, constatând acest lucru, toate aceste demersuri culturale, dar și itinerariile pe care le-a parcurs în călătoriile sale misionare, a constatat acest lucru și ceea ce îl intrigă și mai rău este că ceea ce vine din Occident am primit cu foarte mare ușurință, însă n-am acceptat de la ei modul civilizat de a ne comporta. Pentru că, da, am primit o ținută, așa zisă, indecentă, care ne-a înstrăinat de valorile românești. Dar ar fi trebuit să primim de la ei și o anumită civilizație, o anumită cultură care să ne înnobileze sufletele. Asta n-am primit-o. Am ales doar ce-a fost mai rău de la ei. Asta am făcut atunci, asta facem și astăzi și probabil că asta vom face și pe viitor. Această modalitate de a te comporta și de a respinge valorile și a accepta doar ceea ce este nevaloros de la ceilalți și a te pune într-o lumină proastă prin atitudinile pe care le arăți față de tot ceea ce este sfânt și sfințitor în viața ta comparativ cu ceea ce alții și-au dorit să aibă și nu au, a fost catalogată de Melchisedec ca pe o mare slăbiciune și ca pe o înstrăinare de adevărul fundamental al credinței în Dumnezeu. Și el asociază această credință în Dumnezeu cu naționalismul, cu românismul, cu tot ce este valori în viața unui om. De aceea, tot ceea ce face și analizează în aceste 4-5 tratate pe care le dezvoltă, Soarta Presului de România, sunt unul dintre ele, cel care a făcut referire până acum, este cel mai lung și cel mai analitic dintre toate. Este scris în perioada de final a vieții sale cu Mântuiești, când era episcop la Roman și când putea observa cu foarte mare atenție tot acest ansamblu cultural și duhovnicesc al eparhiei sale, este cel mai concret, cel mai sintetizator, pentru că analizează fiecare element care ar fi trebuit să fie dominant și nu era, din păcate. De aceea, caută să scoată în față și eventualele cauze care l-au adus pe țăranul român, l-au adus pe român în general, pe moldovlac, cum spune el, în autoromân, în situația aceasta. Și identifică mai multe cauze, eu nu am să amintesc decât două dintre ele, și anume cel al modelului pe care îl copie în mod nesatisfăcător de la ceilalți, și cel al exemplului pe care ar fi trebuit să-l aibă în familie de la părinți, vorbesc pentru tine, sau a adulților de la preoți. Și analiza pe care o face asupra dezvoltării culturale a preotului este una extrem de bine pusă la punct, în același timp arătând și deficiențele clerului din vremea aceea. Deficiențe care țineau în cea mai mare parte de natura materială acestor comportamente pe care preoții le arătau ca fiind deficitare. Și făceau o analiză, spunând că preoții care provin prin hierodonia în urma școlii catehetice erau cele mai, aduceau cele mai slabe rezultate, urmând după aceea cei care proveneau din studiile seminariale de grad 1,
și care optau în general pe parohiile de urbane, dar cu ceva mai mulți credincioși. Iar cei care proveneau din studiile seminariale de grad 2 erau cei dintre care se recrutau profesorii, se recrutau scriitorii de pe lângă centrele eparhiale sau, de ce nu, funcționarii care aveau activități de o altă manieră, cum ar fi cele universitare. Așa, cam așa se prezenta radiografic structura societății din vremea lui Melchisedec și, în mare parte, o vedem suprapusă peste cea a viacului în care trăim noi, cu mici diferențe, cu o altă modalitate de abordare a vieții, dar, în general, este cam aceeași. Ceea ce preocupa pe prelatul romaștan în vremea aceea, a trebuit să ne preocupe și pe noi astăzi, pentru că atunci, cum spunea părintele Nicolae, nu erau cărți îndestulătoare pentru studiul majorității. Acum sunt cărți îndestulătoare pentru tot și nimeni nu le caută. Atunci exista un interes căzut datorită puținătății resurselor materiale. Acum sunt și resurse materiale, nu mai există interes. Tinerii noștri au alte preocupări, adulții care mai iubesc cartea nu mai au suficiente resurse financiare pentru a și le procura și se folosesc de ceea ce pot împrumuta de la biblioteci sau mai pot face rost din arhivele personale ale altor oameni. Una peste alta, într-o formă diferită, viața se suprapune, dar merge mai departe. Să sperăm că episcopul Melchisedec, în dorința lui de a vedea cum crește arborele înțelepciunii în câmpia, grădina romașcană, va ocroti pe cei care cu adevărat și-au dorit și își doresc să își înnobileze sufletul prin cultură și prin cult și va veghea asupra vieții acestei urbe în așa fel încât fiecare să poată dobândi dorința sa în lumea aceasta și în veșnicie. Amin. Vă mulțumesc!